Ce mai faci? Cum te simți? Ai tăi sunt bine? Acum, mai mult decât oricând, știm că ai nevoie de acces rapid și simplu la serviciile de sănătate. Tu și familia ta ne inspirați să creștem. Creștem și dezvoltăm o rețea de sănătate cu servicii medicale de tot spectrul. Diagnostic funcțional, consultații medicale și analize de laborator. Ca să ai acces la diagnostic și tratament într-un singur loc. In Vitro Diagnostics, rețea de sănătate. Acum mai mult decât un laborator medical. Vrei să vezi ce e în corpul tău? Hai, eu am să-ți fiu alături. Vorbim despre depresie și multe alte maladii ale acestui secol. Eu am ajuns să fiu în depresie pentru că eu nu știu ce vreau eu. Chiar am zis, gata, asta e. Apelează oamenii la tine cu această problemă des? O să vă fie mai greu. Dar povestește mai mult despre hipnoză. Eu direct îți spun, închide ochii acum, așa ai să simți. Cum ajungem să fim prețuiți și apreciați și de ceilalți din jur? Pentru cât ești gata să-ți vinzi o zi din viața ta. Ai recomandat vreodată divorț? Banii sunt pentru mine și pentru plăcerele mele. Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat. In Vitro Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Bună seara, Chișinău! Bună seara, Moldova! Cândva am numit-o vrăjitoare pentru ceea ce face cu mințile și inimile chinuite ale multor femei din Moldova. Dar să nu vă imaginați o babă hârcă din povești. Invitata mea este modernă, frumoasă și de succes, Lorina Buga! Mersi, băieți! Bună seara, Lorina, încă o dată! Bună Mersi seara. Pentru flori și ți-ai făcut o intrare ca o adevărată divă în această seară frumoasă de primăvară. Mii de oameni, de femei care ne privesc acum de la televizor, nu au Instagram, nu au Facebook, de aceea eu vroiam să te rog să le spunem cine ești, da? Pentru cei care nu te cunosc de acolo. Da? Ce înseamnă Lorina care este psiholog, Lorina care face psihosomatică și Lorina care mai face și niște terapii așa absolut necunoscute în, să zic, în secolul trecut, pentru foarte mulți dintre noi. Te rog să-ți faci tu un autoportret sau o prezentare. Cum să zic? În primul rând vreau să-mi spun că sunt în primul rând Lorina, da? Și tot ceea ce mai fac pe lângă, pur și simplu mă completează și le fac din plăcere. Pentru că pe parcursul vieții mele, chiar dacă nu am o vârstă, zic, foarte înaintată, am făcut diferite lucruri și tot ce am făcut, mă focusam foarte mult să le fac din plăcere. Pentru că aceasta este cheia găsirii acestor răspunsuri, să iubesc viața. La moment, da, sunt psiholog, fac aceste ședințe terapeutice, fac altceva decât am învățat că se face, dar întotdeauna ceva nou când vine este despre ceva ce oamenii nu cunosc. Și atunci
S-a primit așa că am venit eu cu ideea asta nouă și m-am și reîntors, să zic, în Moldova pentru ca să pot aduce ceea ce am simțit pe mine, pe familia mea, să pot face și pentru alții și oamenii să se învețe că e posibil. Și ce fac eu? Știu că ai făcut studii la Paris. Da. Deci după o facultate de contabilitate, pentru că tu mai întâi ai vrut să faci bani. Și un masterat în economie. Și un masterat în economie, ai revenit la pasiunea ta din adolescență, să faci psihologie și să ajuți să tratezi cumva sufletele oamenilor. Da, cumva eram independentă deja și am zis că uite, atunci pot să îmi aleg ce îmi place mie să fac. Pentru că erau tot felul de convingeri că, ca și psiholog, nu ai să te poți întreține financiar la noi în Republica Moldova. Și atunci am zis, ok, sunt ok financiar, pot să fac ce-mi place mie. Am ales Paris pentru că întotdeauna mi-a plăcut să ies din limitele țărișoarei noastre și să învăț ceva ce pot astăzi aici implementa. Desigur, au fost multe, multe alte, nu știu, școli, sesiuni, traininguri. Am până ziua de azi tot mă perfecționez. Dar cel mai frumos moment a fost atunci când am descoperit această știință psihosomatică, pentru că cumva puzzle-ul meu s-a completat. Și am zis, uite, atunci nu vorbim doar despre o stare psihoemoțională, dar vorbim și de stare biologică. Adică combinăm corpul nostru cu starea psihică și emoțiile mele. Și când le-am combinat, a fost wow. A fost wow pentru că, nu știu, știți, într-adevăr, a fost ceea ce am căutat toată viața și asta și dezvolt mai departe. Înainte să ajungi aici, băieții din band discutau cine vine și ce înseamnă psihosomatică, la care solista noastră frumoasă Ludmila i-a spus lui Alex, care e la chitaristul nostru, i-a spus, Alex, când te doare gâtul, cum explică psihosomatica? Probabil că ții ceva în tine și sunt niște cuvinte pe care nu le-ai spus, o supărare pe care n-ai transmis-o. Când te dori nichii, nu știu ce n-ai făcut. O să te rog să-mi spui tu dacă este așa și să povestești pe înțelesul celor de acasă da, ce înseamnă asta. Noi venim cu conceptul că atunci când noi inhibăm în noi, fie o supărare, fie o nu am spus până la... Adică, în sens că nu am făcut ce mi-am dorit cu adevărat, inhibăm. Noi nu doar psihoemoțional ne simțim așa mai rău, mai retrași, mai supărați, mai triști, dar și la nivel biologic corpul nostru reacționează cu un anumit organ, care, în dependență de ce funcție are organul dat. Și dacă vorbim de gât, pur și simplu de amigdalită, de fapt, atunci ele se vor inflama pentru ca să ne umezească, să ne dea mai multă salivă în gât, ca fie să înghițim bucătura în bucătura aia care noi nu vrem să o acceptăm și inhibăm în noi, în sensul nu spunem că nu ne place, dar răbdăm. Fie invers, vreau să spun ceva și parcă nu-mi permit, că mi-e frică că nu o să mă accepte. Și dacă acest conflict a fost trăit intens, inhibat intens, probabil va fi așa reacție. Mi-ai spus într-un interviu anterior pentru revista Red că acum 5 ani erai... Sau nu ți-ai fi imaginat că o să fii în acest punct? Spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat până acum 5 ani în viața ta? Știu că ai fost copilul perfect, copilul eleva care a vrut, care a făcut tot ce a vrut, de la fotbal la modeling, de exemplu, dar te las pe tine să povestești. Cred că cu 5 ani în urmă, atunci când aproape devenisem deja a doua oară mămică, pentru mine a fost o chestie de gen... Știți, cred că foarte multe mame o să se regăsească în această stare. Mă pierd pe mine ca și femeie. Nu mai simt gustul vieții cum mi-am imaginat că va fi. Pentru că cu toți acolo plus mitos ne dorim să fim mame și credem că viața va fi și mai frumoasă. Și e mai frumoasă, doar că nu individual pentru noi, personal. În sens că atitudinea mea față de mine la fel se schimbase un pic, pentru că eram focusată pe copii, pe ce simt ei, pe viroze, pe diferite simptome. Atunci când am pus în aplicare prima dată pe mine ideea asta de a conștientiza ce n-am spus, că exact era cu durerea de gât, mă trezisem că eu periodic avem chestia asta, era cronic și am văzut cum funcționează timp de 5 minute, pentru că mă trezisem și aveam o senzație nu plăcută, zic ia să lucrez un pic cu mine. Am stat 5 minute, am lucrat, m-am dus, am făcut baie, nu știu când revin, nu mă mai doare nimic. Și am zis, wow,
Asta e. Asta e despre credință în viață. Asta e despre ceea ce eu toată viața, știți, îmi spuneau lumea, a, că tu ai ochelari roz, că tu vezi totul prin iubire, prin acceptare. Și eu, cumva deja în fața lor, nu mai stăteam să demonstrez sau să povestesc, dar în mine această credință întotdeauna a existat. Și cu 5 ani în urmă, nu, plus minus aproximativ, mi-am permis să o fac și mai. Adică chiar am zis, gata. Asta e. Vă place, nu vă place, eu fac ce mie îmi place. Și de când am ales să fac și să cred în ceea ce mie îmi place, uite, lucrurile s-au aranjat ca astăzi să fiu azi aici în fața ta. Hai să ne amintim. Ce făcea Lorina Buga acum 10 ani? Cum te împărțeai între... 10 ani, practic, finalizam, absolveam universitatea la Paris. Așa. Și deja practicam, pentru că întotdeauna am avut oameni care apelau la mine. Ce pot să zic? Eram super plină de activități, pentru că am trecut treptat de la economie, contabilitate, afaceri, la pur psihologie, ca să mă pot întreține financiar. Ziceai că într-un moment te ocupai și de camioanele fratelui tău sau a familiei, din afacerea familiei. Da, da, paralel. Fost în afacerea familiei, gen mama, fratele, și am lucrat în calitate de contabilitate, administrare, ce puteam, oriunde trebuia ceva, eu. Cum zice mama, unde e nevoie de cineva, Lorina ridica mâna, eu. Asta mi era firea și cred că este în până copilărie, acum. Stai că eu vreau să nu ratem acest moment. În copilărie mergeai cu mama la piață, te trezeai la 6 dimineața, ca să fii tot Lorina, da? Lorina merge să vindem Rodica, ceva. Rodica, n-aș știu ca să spui asta. Nu se poate? Da, nu, e ok, nu. Se poate, desigur. În weekend, vreau mama, să câștige un pic mai mulți bani, pentru că eram 4 copii și suntem, era complicat financiar și ea încerca la fel, de toate să facă, că de fapt de acolo și am moștenit chestia asta. Și da, eu eram pe lângă mama și eram foarte responsabilă și dacă era un weekend, că un weekend pleca la piață, nu mă trezea la 6 sau la, depinde ce oră se trezea, mă trezeam și nu era acasă, plângeam. Adică era o zi tristă pentru mine ca și copil. Deci nu ai fost luat în seamă. Mama zicea, mama, mami, dormi, scumpa, bucură-te de copilărie. Nu, mie îmi place și îmi dădea așa o cutie separată în care eu să vând, să am prețul la produsul care îl vindeam, că erau diferite chestii, ca să câștig un leu și să mă simt independentă și că eu singură fac aceste lucruri. Eu de ce te întorc în trecut? Pentru că îmi dau seama că ceea ce am fost noi cândva este, cumva mai rămâne o bucată din reflecția noastră de atunci în prezent. Și vreau să văd cât de mult din Lorina ce e de atunci este acum sau cât ai lăsat în urmă, știi? Cum ai ajuns la contabilitate? Te-au împins părinții pentru că trebuia să fii un om asigurat sau independent financiar? Părinții mei, și le mulțumesc pentru asta, erau foarte libertini la cât își permiteau pe atunci. Și țin minte dimineața când fratele mă ducea... Libertini în sensul democrați? Da, democrați, da, genul, ai libera alegere, ce ai să... Alegea o să fie ok. Și țin minte că fratele, care pentru mine la fel mai mare, era o persoană mai autoritară și însemnată pentru mine, ne duceam spre academie, universități, genul, și mă întreabă, ce te-ai decis, ce alegi? Și eu zic, uite, sincer, vreau psihologie. El se uită așa la mine, nu, fiind bărbat sceptic, calculat, da. Zice, ce ai să faci tu ca psiholog? Da? În sensul, acum, uite, nu e dezvoltat, nimeni nu crede în asta. Ce îți mai place încă? Și zic, îmi place matematica și logica, că eram cea mai bună în matematică și îmi plac lucrurile să fie aranjate așa, rațional. Și el zice, hai, contabilitate, chestii, o să lucrăm împreună, o să dezvoltăm o afacere împreună. Și atunci am zis, bun, am aplicat la... Uite, așa am ajuns în contabilitatea și economie. Sincer, acum câțiva ani deja atât de mult îmi sunt recunoscătoare și recomand asta la toată lumea, pentru că orice decizie în viața noastră astăzi ne aduce atât de mare plus că noi nici nu realizăm. Pentru că eu să nu am avut background-ul ăsta de afaceri în familie, să văd cum e să te regiști, să cazi, respectiv în familia noastră au fost diferite situații, eu acum nu avea să produc, da, sau să creez acest centru al meu de psihosomatică, această echipă, nu avea să am încredere că să pot face față, da, adică avea să rămân pe poziția de psiholog. Dar în spatele meu, cu această experiență și că peste tot am fost cea curajoasă care, nu știu cum zic, și cu parașuta și cu, adică de toate am încercat cât am putut, acest curaj îmi dă voie să creez ceea ce n-am mai văzut.
Și îndemn toată lumea să mulțumească pentru trecutul său, pentru că totul se face exact la momentul potrivit. Știu că ești una dintre, să zic, cele mai scumpe, sau nu știu dacă avem cu cine te compara, da, profesioniste pe acest segment. Și probabil atunci când ți-ai fixat, când te-ai apreciat tu pe tine, ți-a fost și frică să te gândești că poți câștiga mai mult decât câștigai atunci. Foarte mulți dintre noi au această problemă. Mă tem să spun cifra X pentru că nimeni n-o să mi-o dea, deși tu știi că meriți, da? Cum dezvoltăm în noi această justă prețuire a sinelui, a capacităților profesionale, da? Cum ajungem să fim prețuiți și apreciați și de ceilalți din jur, atât cât costăm? În acest dialog, hai să zicem, în căutarea acestor răspunsuri, eu întotdeauna am să recomand să avem dialogul nostru cu noi. Pentru că orice blocaj, orice frică de a merge mai sus sau mai departe, este doar despre respectiv mine. Și eu fiind în domeniul psihosomatice, este foarte important pentru mine era să mă conectez cu corpul meu, cu ceea ce eu simt. Și la un moment dat mă trezeam să plec la servici, în sens am ședințe terapeutice și simțeam în mine neplăcut ceva personal cu mine. Această stare de neplăcere, nemulțumire, mă întrebam, Lorina, gen, ce-i cu tine? Stai, ce s-a întâmplat ieri? Dar parcă tot e bine, parcă îți place să faci, da, dar deja simțeam că ceva nu merge, ceva trebuie să schimb. Și uite, această senzație din corp îmi vine mental, stai un pic, trebuie să ridic prețul. Și acest preț, pentru că foarte multă lume întreabă, da, ce e în terapia aia, da, ce magie se întâmplă, da, ce îmi face? Pe bune, eu, gen, cuiva, nu-i fac nimic. Adică eu sunt eu, eu eman acea experiență, energie pe care eu am trecut-o pentru mine și mă țin minte la un moment dat când am ridicat la fel un preț, pentru că până ajunge să fie prețul în vigoare, mai trece câteva luni de programări, de ședințe, mă întrebasem, stai un pic, dar prețul pentru ce? Și recomand la toată lumea să se întrebe, de fapt, prețul vostru, indiferent că e un salariu fix, că e pe oră, că e pe lună, este pentru ce? Este pentru timpul meu, al vieții mele. Și chiar odată făcusem un exercițiu în care am întrebat, pentru cât tu ești gata să-ți vinzi o zi din viața ta? Vă dați seama, toată lumea o să sară că, bă, fără preț, sau un an de zile din viața ta, pentru cât ești gata să-l vinzi? Oh, nu, e fără preț, sau milioane de euro, sau... Dar pe cât tu astăzi îți vinzi ziua ta? La munca respectiv, pentru care ești remunerată. Și cu toții avem o tendință și în societate să așteptăm să fim remunerați. Această așteptare și în psihologie, de fapt, o să ducă doar la dezamăgiri. Nu am cum să aștept ca oamenii să vină și să zică, a, ce bună ești, dă să-ți dau mai mult. Aștept acea ofertă. Da, vreau să fac asta, dar să aștept mă să mă observe cineva. Așa eram eu în tinerețe, să mă vadă cineva ce stă în mine. Nu, până nu descopăr eu ce e în mine și nu o fac cu drag și cu, știți cum, curat, în sensul, pe bune îmi fac asta, cu drag. Și atunci când îmi vine interpretarea că ca să mă simt bine trebuie să ridic un pic prețul, ridic, e mai ușor. Și atunci eu sunt și mai bună profesionistă. Cam așa a fost parcursul meu în acest drum. Atunci te concentrezi poate pe lucruri mai puține, dar ai plăcere și ai și banii din asta. Și oamenii au rezultatele și mai bune, pentru că mă simt pe mine că eu radiez. Și nu putem să excludem în radierea mea, în profesionalismul meu și a oricăruia, momentul ăsta de remunerare. Pentru că banii sunt pentru mine și pentru plăcerele mele. Eu ofer plăcere cuiva, da, în terapii, ședință, în descoperiri de sine și respectiv mă remunerez pe mine. E un cerc din ăla. Știi, zilnic. Chiar fiindcă tot am ajuns la bani, o să dezvoltăm un pic acest subiect. Cum este corect sau care este atitudinea corectă față de banii pe care îi avem sau vrem să-i avem, da? Sunt un instrument care ne ajută să ne dezvoltăm sau sunt niște bani pe care vrem să-i punem la ciorap, să ne simțim în siguranță? Care este relația corectă cu banii? Totul depinde de ce background avem noi în spate la interpretarea acestor bani. Foarte mult aș recomanda să vă întrebați, ce înseamnă banii pentru tine?
Și fiecare dintre noi o să răspundă. Cineva o să zică, banii nu sunt pentru că se fură, banii mulți aduc nefericire. Da. Alții zic, banii mulți vreau să arăt la toți că am reușit. Banii mulți vreau să-mi salvez părinții sau rudele. Și fiecare răspunzând, de fapt, își descoperă propriile convingeri, blocaje, care stau în spate și ne frânează să avem mai mulți. Și atunci întrebarea, dacă tu o faci pentru alții, o să ți se dea și greu, și cu, cu chin, cu tragere de sine, cu diferite obstacole. Pentru alții obstacole. Însemnând că vreau să fac ceva pentru părinți sau pentru familie. Da, dar vreau și pentru mine, dar să demonstrez cuiva. Adică tot e pentru cineva din exterior. Nu vreau pentru mine, fără să arăt oamenilor, pentru mine să, nu știu, să-mi fac o plăcere personal, gen, ok, îmi procur o haină, dar eu mă simt bine în ea. Dar nu dă să-mi cumpăr o haină să mă vadă prietena cu mătru. Sau, adică, vă dați seama, automat atenția focusului nostru, da, psihicului, se duce în exterior. Dacă vă prindeți că plecați în exterior cu atenția voastră, gata, o să vă fie mai greu. Mai sunt o mulțime de traume pe care mulți dintre noi le poartă din copilărie, când, de exemplu, tata sau mama și-a umilit tot timpul unul din copii sau pe toți, da? Că nu ești în stare de nimic, o să fii un, nu știu ce, un pierd de vară, da. Tu nu o să faci nimic în viața asta. Și lucrurile astea se lipesc de foarte mulți dintre oameni, nu? Foarte bine spus. Încerci să-i demonstrezi toată viața părinților tăi că tu ai reușit, că nu ești așa cum... Da, și asta la fel nu soluționează, de fapt, problema. De asta întotdeauna aici recomand o ședință terapeutică în psihosomatică. Doi, recomand să conștientizăm că în spatele părinților care au fost așa, a fost la fel traume mult mai mari decât la copii în cauză. Odată ce noi începem să ne uităm la părinți cu înțelegere, da, pentru că și părinții mei aveau diferite frici pe această temă și odată înțelegând, conștientizând, eliberând, nejudecând părinții, eu astăzi pot să încep să aleg altfel. Mă detașez și încep să o fac pentru mine. Pentru că noi real ne naștem în primul rând pentru noi. Părinții doar fac dragoste atunci. După care află. Așa. Acum să mă gândesc, nu știu, că evreii ăștia au avut psihologi în familie, pentru că ei tot timpul spun copiilor, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai frumos, cel mai deștept, ești bucuria ochilor mei, da, lumina ochilor mei, ceea ce părinții noștri nu prea au știut. Da, nu prea au știut, dar e și un moment în partea asta cu tu ești cel mai bun, tu poți tot. Pentru că dacă nu-i permiți copilului să retrăiască acea tristețe care poate să apară, acea dezamăgire care poate să apară și cumva tot îl obligi să creadă că e cel mai bun, acele tristeți și frici care în mod natural le avem o să le inhibe. Și el o să tragă de sine că eu trebuie să fiu cel mai bun, dar în spate o să fie ce? Durere și inhibiție, adică... Da. E moment de discuție. Da. Lorina, foarte mulți dintre copiii noștri nu mai au bucuria unui cadou pe care l-au primit, a unei jucării, pentru că deja tot ce și-au dorit au primit, da? Prin asta le inhibăm acea luptă de a reuși în viață, de a se afirma, de a munci, de a-și realiza visurile pe care, de fapt, de multe ori nici nu le mai au. Da. Noi în interior cu toți avem intuiție sau acea motivație sau genul plăcerea de a crea. Și noi ca părinți, dacă stăm să le, hai să zicem, nu știu corect ar fi, astupăm, da? Sau camuflăm. Eu îți dau, vrei asta, îți dau. Asta vrei, nația asta, nu știi ce vrei, las că eu știu ce îți trebuie ție. Și tot îți dau. Că sunt activități extrașcolare, că sunt haine, că sunt jucării, că sunt activități de alt gen, nu știu, sport. În momentul când părintele ia rolul copilului, gen, eu știu ce -ți trebuie ție, dar el o face prin interpretarea și prisma sa din copilăria sa. Și tot făcând acest lucru, copilul pur și simplu la un moment dat nu mai simte ce vrea el. Și momentul ăsta este inhibat și foarte des întâlnit deja chiar acum la adolescenți și peste 20 de ani, vin oameni care îmi zice, uite, știi, toată viața părinții mei au decis pentru mine, mi-au dat extra tot, m-au corcolit, m-au protejat, eu am ajuns să fiu în depresie pentru că eu nu știu ce vreau eu, nu mă pot bucura de nimic. Și aici, desigur, e de lucrat, de detașat psihoemoțional de părinți și dacă copiii încă sunt mici și noi ne regăsim,
părinții în ședințe terapeutice, la cine doriți, că sunt mulți în ziua de azi deja, dar dacă nu o să faceți voi efortul ăsta, la copii o să le fie mult mai greu, pentru că o să fie și mai mult de lucrat. Lorina, pare rău că nu cânți. Pentru că aș lua o pauză muzicală, o să rog pe colegii noștri de la XO Band să ne facă așa o pauză frumoasă, cum poate e mai bine. Construim viitorul acasă. Inamstro. Ne revedem în partea a doua emisiunii cu mai multe informații despre sănătatea noastră, psihică, emoțională și a corpului. Vorbim despre depresie, cancer și multe alte maladii ale acestui secol cu Lorina Bugă. Acum vă las cu XO Band. Dancers may be on the floor. Redactat cu Rodica Ciolănică. În gândul la TV se vede bine fiecare care vine. Pus o soarte, pus un gând, pus o soarte cu având. Ești acasă, sunt cu tine, hai să ne simțim mai bine.
Iată, ne reveniți în a doua parte a emisiunii Neredactat. Vă amintesc că suntem cu Lorina Buga, specialistă în psihologie și psihosomatică. Continuăm dialogul. Lorina, am afirmat în prima parte a emisiunii că felul în care gândim sau de felul în care noi gândim depinde starea noastră emoțională și fizică. În primul rând, da? Vreau să te întreb sau să-mi spui dacă nu voi exagera în momentul în care voi afirma că ai reușit să salvezi vieți chiar schimbând felul de a gândi a unor pacienți, clienți, oameni. Vreau în primul rând să se înțeleagă bine, pentru că știu că folosim des a salva. Noi tratăm eu și în mod normal toți oamenii. De fapt, noi nu salvăm oamenii. Pentru că dacă nu o să fie în interiorul persoanei dorința de a alege altfel, eu pot să fac ce n-aș face, oricum schimbarea nu o să aibă loc. De aici eu vin ca un ghid, cum ar veni, eu ghidez persoana care dorește altfel. Și e o asumare a ambelor, da? Atât ca terapeut, atât cât ca și client-pacient. Am avut cazuri, într-adevăr, când oamenii apelează la ședințele date, când sunt deja dezamăgiți pe plan din direcția medicinii. De genul, observă că nu mai dau niciun rezultat la niciun tratament medicamentos sau pur și simplu nu vor să facă o operație, o intervenție chirurgicală și atunci caută medicină alternativă, ajungând astfel la noi, la mine. Am avut cazuri, să dau niște exemple de genul, au fost o fetiță care slăbise foarte mult, avea un reflux în interior, care nu putea să mănânce nimic, nu putea nici pastile să mai ia și atunci am lucrat 2-3 ședințe, au fost câțiva ani urmă, a fost printre primul meu caz așa mai special, fetița și-a revenit, practic după prima ședință deja a început să mănânce, pentru că ea slăbise inițial 16 kg în 2 săptămâni. Am avut și alte cazuri în care, de exemplu, pietre la fiere, da? Nu-și dorea deloc operația și chiar țin minte că a fost și o mini-terapie de 15 minute între cursul meu, în pauză, și a fost fenomenal pentru că omul, persoana dată într-atât de deschis, a vrut și și-a asumat, a învățat lecția pe care trebuia să o învețe cumva, pentru că corpul reacționează în felul dat, ca peste o lună să-mi scrie că, Lorina, nu mai am nicio piatră, doctorul zice, nu poate, e ceva imposibil, hai să mai repetăm. Ea pur și simplu a renunțat și a zis că eu sunt bine, mersi, dar într-adevăr a avut analiza la mână că nu a mai avut aceste pietre. Deci doar prin schimbarea atitudinii? Prin schimbarea atitudinii, vedeți că e un pic mai superficial așa. Da. E un lucru adânc prin hipnoză, da, dar o hipnoză conștientă, prin niște tehnici anumite și, desigur, conceptul noii medicini germane, toate îmbinate și cu capacitatea mea și a specialiștilor, e necesar să avem o capacitate de a simți persoana, pentru că omul are în sine foarte multe conflicte pe parcursul unei vieți acumulate. Dar noi, fiindcă lucrăm foarte mult asupra noastră, îmi dezvolt capacitatea de a simți ce exact ai tu nevoie sau ce conflict stă în spatele la această reacție biologică. Dar povestește mai mult despre hipnoză, da? Cum induci lumea în această stare? Ce se întâmplă, de fapt, între tine și omul care... Între mine și persoana din față, noi creăm un raport terapeutic, cum ar veni. De fapt, e o conexiune, e un alt tip de comunicare. Când persoana vine și se încredințează, pentru că o bună parte din oamenii care apelează sunt deja într-un pic de disperare și ei sunt gata să creadă. Și noi venim cu ideea că să crezi în tine, nu în noi. Adică noi nu figurăm ca o persoană care... crede-mă pe mine, așa va fi. Vin la Lorina niciodată, și nu ai probleme. Niciodată. Da. Dacă persoana vine așa ceva, în primul rând o dezamăgesc în mine, ca ea să se poată focusa pe corpul ei. Pentru că corpul vine la ea cu un mesaj. Și această stare hipnabilă este, de fapt, tinde spre hipnoza ericksoniană. E un gen de hipnoză foarte, să zic, în sens că eu, responsabil, acceptă această hipnoză. Nu e o hipnoză directă, clinică, care ar fi, știți, cum pendulul, da, în care eu direct îți spun, închide ochii acum, așa ai să simți. Nu! E o chestie, vrei să vezi ce e în corpul tău?
Hai, eu am să-ți fiu alături. Închizi ochii, respiri profund și eu te ghidez. Persoanele sunt conștiente pe tot parcursul acestei transe. Sunt uneori, desigur, post-terapie, că nu țin minte anumite stări, dar e ok să fie o așa senzație, dar oricum e benevolă. Și atunci se întâmplă minunele, cum le numesc oamenii, de pe când noi înțelegem că e doar o descoperire de sine, e o altă conștiință. Și acest lucru în Europa este foarte recomandat, acest tip de hipnoză, pentru că ea nu face niciun fel de traume. Omul intră benevol, acceptă ușor și acolo, nu știu, ia decizii, schimbă scenariile, alege să facă altfel ce ține de traumele din trecut. Lorina, vreau să te întreb despre cancer și abordarea acestei maladii. În momentul în care un om află că este diagnosticat cu cancer, indiferent care este stadiul, da, și imediat se consideră condamnat, cum puterea gândului ar putea să ne ajute să luptăm cu această maladie și să avem mai multe șanse de a... Este foarte important, odată ce persoana aude acest diagnostic, să-și dea seama, să conștientizeze că este doar un diagnostic pentru momentul dat. Și acest diagnostic în medicina clasică este interpretat în felul lor, autodreptul. Noi suntem bazați mai mult pe medicina alternativă, noua medicină germană, care sunt anumite nuanțe care ar trebui să se ia în calcul. Dacă, de exemplu, corpul tău este într-o fază activă de conflict și ai anumite analize, da? Sau este deja într-o fază pasivă, cum ar veni în regim de autovindecare și ar trebui abordată altfel acest diagnostic. La fel este un moment de luat în calcul cum ni se spune acest diagnostic, pentru că deseori când oamenii apelează cu astfel de întrebări, noi lucrăm asupra cum a auzit, pentru că asta însă și înseamnă încă o traumă la ce conflicte deja sunt în persoana dată. Momentul de a discuta, de a spune omului, de a-l informa, eu știu că toți se străduie să o facă asta, dar puțini realizează că, de fapt, atunci când îi spunem un diagnostic, starea persoanei care îi o spune contează foarte mult. Pentru că însăși pacientul din față preia această stare. Dacă doctorul îi zice din frică, da? din stare de gen... Sorry, soluții nu ai, aceasta știți cum, nu se tratează sau... Adică nu-i dă această speranță, oamenii o să fie și mai traumați pe auzirea acestui diagnostic. Și mai e un moment important că chiar și post-tratamentul medicamentos, la noi nu există o genul, ce facem mai departe, cum ne recuperăm? Și eu foarte tare sper pe viitor ca tehnicile și modalitatea noastră de a lucra cumva să meargă paralel cu medicina clasică pentru ca să putem ghida omul pe ambele părți și să dăm susținere atât psihoemoțională cât și la nivel biologic, fiziologic. Apelează oamenii la tine cu această problemă des? Da, desigur. O bună parte din, îmi permit să zic deja aici, pacienții noștri, cu toate că noi nu avem nicio tangență, adică noi nu prescriem medicamente, apelează foarte mult, fie deja post intervenții chirurgicale sau post chimioterapii sau chiar în timpul, pentru că au niște efecte adverse când și atunci noi venim cu întrebarea: cum vrei tu? Eu vreau să fac chimioterapie. Ok, noi îl îndrumăm. Ce? Care e ajutorul, de fapt? Care e rezultatul? Lucrând în interior, de exemplu, iau reacții ok, adică chimioterapie deja parcurge ușor, nu mai au stări de vomă, de greață, da? Sunt oameni care din start au venit și au zis, nu, am auzit ce am, nici nu vreau, vreau eu singură cu mine așa pe medicină alternativă. Ok, adică noi nu venim cu sfatul ce să faceți niciodată, chiar dacă poate unii interpretează așa, noi te auzim pe tine. Cum vrei tu și te ghidăm și suntem alături în parcursul pe care tu simți că vrei să-l alegi.
Pentru că doar asta este adevărata calea omului. Și noi nu suntem în nicio poziție să avem dreptul să spunem omului că tu ar trebui să faci așa. Pentru că nu va funcționa. Evident. Florina, zi-mi și ce este depresie? Pentru că am ajuns să folosim acest termen foarte frecvent. Deci confundăm de multe ori o mică tristețe sau o mică indispoziție cu o depresie, când de fapt depresia este ceva mult mai grav. Da, și da, de acord. Cum ajungem să tratăm și asta, pentru că are o mulțime de consecințe depresia. Dar eu aș explica, de exemplu, din punctul meu de vedere, de ce acest cuvânt depresia se aude mai că deja la tot pasul. Da, da. Și deseori însăși clienții, pacienții mei îmi zic, eu am depresie, dar acolo nu este depresie. Pentru că noi avem tendința întotdeauna să găsim că ceva să fie de vină, cineva să fie de vină, un termen, o viroză, o altceva. Adică nici de cum nu putem să ne uităm în noi, să ne asumăm ce se întâmplă cu mine. Și auzind-o, discutând, informându-ne în atât de mult, a, depresie, am găsit că e o stare de tristețe. A, da, sunt tristă, gata, e depresie. Nu recomand să ne informăm, mai ales dacă nu suntem specialiști în domeniu. Avem o stare altfel de depresie, parcă nu mai iubim viața, parcă nu mai știm ce să facem, apatie, anxietate, apelați la specialiști și atunci o să fii mult mai aproape de adevărul pe care tu încerci să-l ascunzi tot tu de tine. Adevărata depresie, dacă e să vorbim, este despre un simț de vinovăție foarte profund inhibat. Și vinovăție față de sine, eu de propriul... Da, eu mă învinovățesc. Începând, dacă e profundă depresia, desigur o să ne ducem din start acolo, o să ne ducă corpul în copilărie. Pentru că, de exemplu, știți, foarte mulți copii și au simțit starea asta. Când părinții se ceartă, este un abuz oarecare, da? Eu văd asta ca copil mic, eu sincronizez stările mele cu stările părinților și îmi pare că eu sunt vinovată de ce fac ei. Adică nu se iubesc, se ceartă, se supără, e nefericire în casă și acest feeling de inhibare, că eu poate din cauza mea se ceartă, se dezvoltă de mic, în primul rând de ce? Pentru că mama, și nu doar mama, după această ceartă sau în timpul acestei cerți, își inhibă starea, pentru că ei conștientizează că se uită copilul. Ei zic, Doamne, ce fac eu, ce am făcut, da, pentru ce a trebuit să ajungem la aceasta, da? Și după aia vine simțul ăsta de vinovăție, din of, mi-a trebuit, sau chiar și am, nu știu, am bătut copilul, după care mă simt vinovată. Copilașul simte acest simptom, crescând mare, îl interpretează ca ce? Ca un simț de vină inhibat. Pentru că puțin din părinți și-au permis să se apropie și să zică, iartă-mă, te rog. Sau a doua zi chiar și la parteneri, iartă-mă, uite, eu conștientizez, eu am o problemă, eu nu știu cum să fac. Mai puțin s-a comunicat. Și inhibarea acestei frici de a fi vinovat, în timp, ea pur și simplu crește. A fost un conflict după aia la școală, după aia între prieteni și întotdeauna focusul este pe ceea ce am inhibat noi, ca tot o dezvoltă. Devenind maturi sau chiar din adolescență, deja se arată niște simptome destul de remarcabile, care nu mai vreau nimic, nu vreau să ies din casă, chiar apare și dorința de sinucidere și atunci e un pic de lucrat în dependență de intensitate. Cu cât mai mult s-a inhibat, cu atât psihica are nevoie de timp să proceseze această dezautomatizare de a căuta întotdeauna vina în sine. Da, uite, vorbeai acum de traumele care pornesc de acolo, din familie, de la o relație de cuplu. Zi-mi, te rog, dacă ai recomandat vreodată în psihologie sau în terapiile de cuplu divorțul. Atunci când am avut așa gen de întrebări, spuneți-mi, vă rog, să divorțez sau nu? Niciodată noi, personal, nu că nu avem dreptul, dar nici nu ar trebui nici în viața de zi cu zi să venim cu o recomandare. De ce? Pentru că această recomandare, de fapt, este privită ca un sfat și sfatul meu o să fie interpretat și spus când doar din propria mea viață. Și nu poți îmbrăca haina mea pe altcineva și să-i vină la fel, să se simtă la fel și să zică, a, super, minunat, a mers treaba asta. De ce? Pentru că atunci noi ne luăm o parte din responsabilitate asupra mea respectiv. Dacă eu i-aș recomanda, divorțează. Sau, nu divorța. Dacă eu vin cu această idee, persoana nu o să-și învețe propria lecție. Noi aici venim cu două tehnici, gen, hai luăm prima variantă.
Vrei să divorțezi? Da. Ok. Imaginează-ți că ai divorțat. Și în corp se întâmplă niște simptome, niște reacții pe care omul le interpretează, noi le lucrăm, după care revin înapoi. Acum imaginează-ți că n-ai să divorțezi niciodată în viață. Hopa, alte reacții. Lucrând ambele direcții, la final, omul nu știu, e un pic în echilibru, așa e altfel, și atunci eu întreb, dar tu ce vrei cu adevărat? Și se întâmplă diferite răspunsuri, de genul, Doamne, dar așa-mi vine să-l cuprind, așa de tare îl iubesc, sau invers. Știi, nu știu, s-a consumat, sunt neutră, dar nu am nicio dorință să mă apropii, dar nici frustrări. Pentru că trebuie să eliberăm frustrările, pentru divorțul nu se face, noi nu recomandăm să se facă pe supărare. Pentru că după aia cu supărarea aia, oricum ai să o lucrezi într-o bună zi, doar că ai să o tragi cu tine, probabil și în alte relații sau exact. În viața ta. Și aici noi întotdeauna ne bazăm pe ceea ce tu simți cu adevărat, iar la baza relațiilor ar fi bine să fie totuși dragoste. Așa. Zi-mi, te rog, cum ți se pare lumea în care trăim, oamenii, pentru că prin prisma oamenilor, da, tu cunoști foarte multe caractere, foarte mulți oameni, fiecare cu traumele lui, cu problemele lui. Cum ți se pare societatea asta? Prima ce mi-a venit, da. O ador. O adori. O ador. De ce? Pentru că fiecare este foarte, foarte diferit. Cineva m-a întrebat, se recomandă ce cărți citești? Zic, nu pot să vă recomand pentru că am să vă mint, cam nu citesc. De ce? Mie mi este mult mai interesat să cunosc psihicul omului, unui om real în fața mea, care e ca o carte pentru mine. Și atunci când eu sunt curioasă să cunosc cum persoana dată a ajuns la situația de astăzi, da? E ca un, știți, mic detectiv, genul, hai să vedem ce s-a legat, ce nu s-a legat, să le dezlegăm ca să fie super minunat. Și eu, iarăși, țineți minte, cu cât eu față de mine am să am o abordare mai tolerantă, mai loială, mai prietenoasă, cu atât am să atrag la fel același comportament față de mine. Și așa și se întâmplă cu adevărat. Când am înțeles cum funcționează această lege a atracției, pur și simplu mă bucur indiferent ce oameni sunt, pentru că ei real în fața mea sunt foarte ok cu mine. Chiar dacă aud că ei în altă parte au făcut altfel sau au avut alt comportament. De asta începeți cu voi, cu abordarea ta față de tine, ca să respectiv ai să ai și astfel de lecții de la oamenii din jur. Dar vrem să-ți cer un sfat pentru cei care ne-au privit până acum, da? Cum, ce facem să fim în armonie cu noi, să fim fericiți, sănătoși și bogați, dar cred că ai anticipat întrebarea mea. Deci să ne comportăm cu ceilalți ca și așa cum am vrea să se comporte ei cu noi, asta ar fi? Să te comporți tu cu tine, tu. Așa. Respectiv ai să atragi așa comportament. Adică dacă eu fac ceva, nu știu, mă împiedic, se întâmplă, public, ok. Nu mă critic pentru asta și nu zic ce proastă sunt. Ok. Dar zic, ok, e un mesaj pentru mine și zâmbesc împreună cu cei care râd cu mine că au văzut că am alunecat. Dar nu mă supăr că ei m-au judecat. Pentru că dacă am atras ca oamenii să mă judece, înseamnă că eu m-am judecat pe mine că nu am fost atentă, de exemplu. În orice situație ce nu s-ar întâmpla, noi alegem cea mai potrivită soluție în momentul ăla. Și judecata pe sine nu are niciun sens. Doar că paralel e bine să ne întrebăm ce vrem să facem și să dăm ascultare la acest moment. Lorina, de cât timp ai ajuns la etapa asta în care ai încetat să te mai critici, dar să te accepti și să zâmbești la situațiile mai neobișnuite? Pot să zic că nu e niciodată 100%. Aha. Și se mai întâmplă și la mine mici momente când sunt mai obosită sau cumva iarăși am tras din mine un pic mai mult pentru că era un pacient sau sunt nuanțe și eu o să fie în continuă schimbare. Dar de când am simțit pe mine, da, e de vreo, să zic, nu știu, de când am cunoscut însă și psihosomatica, dar o viață întreagă am simțit că vreau cu blândețe și cu iubire să mă uit la oamenii care mă înconjoară. Pentru că ei sunt exact ca și noi, oameni vii, care au un parcurs în viața asta și cred că abordarea am avut-o toată viața, chiar dacă mă judecam pe mine. Dar încet, încet, tot învățăm și sunt curioasă să văd ce o să fie peste un an, pentru că o să fie altfel. Cum? Nu știu. Și asta îmi trezește pofta de viață.
Foarte frumos. Lorina, îți mulțumesc tare mult și eu sper că peste un an ne revedem la Neredactat și îmi spui cum este. Mulțumesc frumos. O să-l invit aici pe Max, avem un cadou pentru tine de la partenerii noștri, OK Flora și Land of Basarabia. Iar eu o să aduc, o să-mi lași un autograf. Da, mulțumesc. Mie nu mi-a dus flori. Ia-mă, te rog. In vitro diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Am ajuns la finalul acestei emisiuni despre autocunoaștere și cum putem soluționa problemele legate de felul în care gândim și felul în care simțim cu Lorina Buga. Sper să mai vin aici peste un an, așa cum ne-am înțeles. Acum vă las cu XO Band și o piesă superbă. Iar noi ne revedem duminica viitoare la aceeași oră. Seară frumoasă Chișinău, seară frumoasă Moldova! Snebele, snebe, nebe, nebe, nebele. Дочь, пока меня ты ждешь, не болей. С неба, небо, небо, не болей. Небо, небо, не болей. С неба, небо, небо, не болей. Дочь, пока меня ты ждешь, не болей. С неба, небо, небо, не болей. Я бы мог сделать солнце ярче, чтобы растаял лед. Neredactat. O emisiune realizată cu susținerea In Vitro, In Amstro și Land of Basarabia.
got to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Mamă, chiar îmi pare rău. E complicat cu drumul, nu am apucat să curățe zăpada. Cred că nu mai venim. The night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California shore. Ștefănel, bunelul te felicită. Să vezi ce tort ți-a gătit bunica. Hai, dă-o pe mami la telefon. La mulți ani, draga mea. La cât veniți, mă, copii? Don't say you have to go. Don't say you need to run. Stop the clock on Central Station and we can have a trip downtown. Let it be the night that I am longing for. Let's fly down south to Austin or to Ecuador. Just to drink pina colada on a hot, wet summer's day. Despărți distanțe sau ani, acasă timpul se oprește, inimile se apropie, iar sufletele se bucură. Inamstro vă urează sărbători fericite!